La prezentele de modă, cum se uita alea? Se uita și urul pe tine. Da. Yeah. Eram mici, adică studenți, umblam cu Radu, prietenul meu, fratele meu, pe stradă. Și erau modelele de la Casa Venus. Da. Și erau înalte. Noi eram sărăcii așa, cu gri, cu bejuri, cu ce găseam noi de îmbrăcat acolo, mai pătern, așa, mai pe... Peluric. Și alea erau, îți dai seama, aveau 1,80 m. Clipeau. Mamă, desclipeau efectiv, frumoase, blonde, cu aranjate, cu machiaje, cu alea și îmbrăcate frumos de doamna Zina și mergeau pe acolo, pe lângă Odeon, știi? Eram chiar tineri actori sau eram studenți, nu mai țin minte. Și la un moment dat vorbeam cu Radu și a zis, bă, tu ai văzut că fetele astea frumoase... ele știu că sunt foarte frumoase, normal, și au așa o atitudine când merg pe stradă, știi? Adică foarte, băi, mă lași. Și zic, hai să le destabilizăm puțin de pe picioarele alea lungi, înțelegi? Și venea una. Și zic, Radu, fii atent acum. Când a trecut pe lângă ea, a zis, bă, da, urâtă e asta, mă. Vai de bă, da, fii atent. Știi cum în secunda 2 statura tu s-au lăsat umerii. Ce simplu e. Da, mă, da, se numește bullying. Deci am o șansă, dacă da. Îmi faceți complimente, s-ar putea să și cresc de la 1,61 să mă duc la 1,80 instant. Da, da, da. Să știi dacă îți mai pui ceva. Deci mie nu mi-a pus făcut complimente când eram mică, de-aia m-a rușinat și am rămas așa. Dar tu ai avut parte de bullying? Nu prea. Toți, ba da, pardon. Cum să nu? Toți avem tu, parte. Da. Dar cum să nu? Toată lumea are parte, dar ce crezi că n-a existat fenomenul ăsta de când e lumea și pământul și va exista? Și are foarte multe. Păi nu a existat, mă, mică, am fost cu și eu școală și eu n-am avut parte de bullying. Ei, da, nu vă bătea și vă certa și vă jigneați între voi cachiori? Nu, drăguță, eu am prins alte timpuri, normale. Corect? Corect. Da. Și tu ești mai mică, deci nici tu nu știi. Eu am prins timpuri normale. Da, dar am rămas repetentă des. Și da, da. Când eram prieteni unii cu alții, când ne duceam, dormeam la unii, la alții, ne împrumutam hăinuțele. N-am avut niciodată de-astea. Să ne batem pe la școală ca chioarele, să ne jignim. A, nu, că noi fetele nu ne băteam între noi, dar ne băteam cu băieții sau băieții se băteau între ei, știi? Dar la școala primară, pentru că eu sunt de la țară, da. Nu am avut parte de... Adică lucrurile acolo erau foarte simple. Acum ziceam proștii sus la Dumnezeu și deștepții știm noi continuarea. Da. Și în 5 minute ne împăcam. Pentru că aveam același cerc de... Știi, n-aveam cum să ne jucăm singuri. Nu știam să ne jucăm singuri. Dar când am intrat la liceu, i-am făcut Spirul Haret, la un moment dat, că vorbeam aseară cu colegii tăi și nu mi-aduceam aminte, dar a fost o tentativă, doar că e foarte important cum te poziționezi, eu sunt mai arțăgoasă de felul meu. Uh-huh. Și când mi-a zis că eu sunt de la țară, sunt țărancă, și am avut așa un moment și am zis, stai că la asta nu m-am gândit vreodată. Păi și așa, ce, vă rog, jignire? Măi, da, pentru că de-a lungul timpului am fost în clasă cu niște dintre astea care sunt niște de sânge colorat, nu știu de care, Spirul Haret în 93 semna ceva, cu niște, vorbeai de haine, niște bluși de aia, de nici nu visasem la ei și eram de la țară, vezi, știi? Stai numai un pic, să-mi continui și un pic concursul, trei cuvinte, dacă vrei, îți aduc mie adere, cu primul cuvânt al zilei, care este... Zâmbește, pentru că de-aia ne-am adunat. Ne-am adunat să zâmbim și să facem cumva... Noi nu, niciunul dintre noi nu avem voie cum... Dar noi nu suntem prezentatori, putem să ne înscriem la... Da, da, da. Dar nu ți-e mă rușine că ai luat 2000 de euro când ai intrat în platou, că ne-a dat la un plic la toți, să vezi câte 2000 Bravo. De euro. Mai vrei și o rușine acum? În ce sfârșit. N-am știut că vă pot fi băgat. Dai seama! Păi dacă avem ce 2000 de euro zi de danție... 2000 păi de căciulă! Treaba ta, dacă nu ești invitat și prezinți, invitații primesc numai unii, nu toți. Da, da, aia care, scriu cărți... Ne ia și după fețe așa. Da. Da, e adevărat. Să scrii cărți și să faci și bani? Nu merge. Nu există, ori, trebuie să vă hotărăști. Daria Maria Caraivan este un nume despre care eu aud cu drag de o vreme încoace. Care este legătura ta cu cartea pe care Ani Crețu a scris-o și care face trimitere la bullying? Carte care se numește... Cartea este despre alergici, de fapt pentru alergici. Și în carte există și scenariul pe care l-am scris și l-am regizat la Teatru Ion Creangă. Da. De aici continui tu. În care joc și eu. În care joci tu rolul principal. Da. Dar cumva alergicul e și el luat peste picior, pentru că dacă îi apar bubele pe el, începe toată lumea. Și nu doar, este în primul rând mănâncă diferit și încă în România a fi diferit înseamnă a fi defect. De-aia cartea deci se numește Sunt unic într-o lume diversă. Deci avem de-a face cu două subiecte diferite. Unul dintre ele este bullying-ul, despre care tu vorbești cu mare însuflețire, și cel de-al doilea este despre
Oamenii alergici la tot felul de produse, dintre cele mai... Un fenomen care, așa cum a spus doamna doctor Panaitescu atunci când am lansat cartea în decembrie, a spus este un flagel și este o adevărată pandemie. Și dacă vă uitați pe site-ul Societății Europene de Alergologie, spune așa: în 2025, unul din doi europeni vom fi alergici. Și asta se întâmplă din cauza condițiilor externe? Sunt mulți factori, adică medicii spun că sunt foarte mulți factori, de la poluare, industrializare, inclusiv pe partea de naștere, când nu mai este naturală, când nu mai intră copilul în contact cu flora mamei, sunt foarte multe, tot felul de medicamente, sunt tot felul care se dau. Ați făcut și o piesă de teatru după cartea ta? În carte există scenariul la sfârșit, dar piesa de teatru, am făcut-o la Teatrul Ion Creangă și inițial n-am avut ideea să fac scenariul și în această carte care este dedicată atât copiilor cu alergii, în prima parte unde am îmbrăcat fiecare alergie într-o poveste, ca el să înțeleagă ce are de înțeles, da, fără să-i se spună că e alergic. Bun. Iar Daria, ce legătură are cu tot ce vorbim noi aici? Daria este personajul principal din Glasul Copilăriei. Este... Și Glasul Copilăriei este? Spectacolul pe care l-am montat la Teatrul Ion Creangă, undeva. Greu de ajunge undeva. Adică... Da, și l-a scris ea, dar nu, hai mă, gata. Așa. Să pună cineva cum tu pe ei. Sunt unic într-o lume diversă. Este despre alergii. Bun. Bun, despre părinți și la un moment dat sunt și sfaturi pentru cu părinții, copii și părinții lor, iar piesa este separată de această carte, dar ea a băgat-o și pe asta în cartea asta, piesa. Înțelegi? De-aia nu mai înțelegi nimic. De-aia nu mai înțelegi nimic. Piesa este despre cu totul, eu am citit-o, eu n-am văzut piesa, n-am văzut spectacolul la teatru. Și cum ți s-a am citit-o înainte de a toată, eu am plâns de am rupt. De ce? Pentru că... Piesa are ca temă bullying-ul, nu alergia. Da, dar e făcută atât de sensibil și atât de frumos și așa idee bună ce i-a venit surorii mele, ea-i sor mea. Aha. Mai mică, mai blondă, mai... Mai cum s-a putut. Mai cum să cade. Sor mea mai cum se cade. Ea e partea bună a familiei, încât pur și simplu eu am plâns. Uite așa că sunt eu. Știu că se pornește de la o fetiță care se răzbună dintr-o dată pe cel mai bun prieten al ei, da, care este un ursuleț. Subiectul acum? Păi nu zic subiectul, zic de unde se pornește. Da. Adică plotul mic în mic. Ea e fetița mea în piesă, pentru că direcțiunea teatrului a dorit ca eu să joc, eu n-am vrut, nu m-am distribuit pe mine, doar m-am găsit pe ordinul de serviciu și am primit și explicația pentru care am fost distribuită în piesa mea, fără voia mea. Ea este fetița mea, Eva, în spectacol și după o discuție destul de aprinsă între noi, în care mama e copleșită și nu știe ce să facă... Și o trimite în camera ei, bineînțeles. Nu, că mama vine peste ea în cameră, crede-mă, singură în camera ei, singură, deci este o discuție, fetița are o proiecție prin care își aduce vindecarea în viață și validarea prin ursulețul de pluș pe care îl maltratează toată copilăria și de câte ori este nefericită, ursulețul ăla este chinuit, da? Și prin gumă, creion, ascuțitoare și caiet. Care au relații între ele. Da, și care Carmen a citit partea de... drama și partea metaforică, din dar spectacolul, la spectacol, cum se râde? Hohote, nu mi-a venit să cred că chiar e atât de... bună piesa pe sensul ăsta, că nu am crezut că se va râde atât de mult la piesă. Pentru că nu poți să transmiți o informație destul de dură, mai ales că ținta este părintele. Părintele trebuie să-și valideze acasă copilul. Știm cum se face bullying, foarte multe forme, dar nimeni nu spune cum te poziționezi când ești în situație sau să n-ajungi victimă. Să-ți înarmezi copilul suficient, cu suficientă validare, încât atunci când el ajunge într-un mediu care poate să-l atace, să fie... Cum îți spune ursulețul? Cum îți spune ursulețul la sfârșit când îți zice colegii îți vor spune la școală și continuă tu, că știi textul. În diferite? În diferite feluri. Contează? Contează cine ești tu și cine alegi să rămâi. Mostrează minunea din tine, nu te lăsa transformat. Este atât de familiar pentru mine termenul, pentru că vă dați seama, copilul meu, în ciuda faptului că noi suntem împreună de când s-a născut ea, se numește în fața lumii un copil adoptat. Și a venit acasă și mi-a spus că... E un copil diferit. Da, e un copil diferit. Nu te juca cu Maia, că e adoptată. Și asta a venit la mine, a zis, de ce? Stai, dragă, liniștită, că nu e niciun fel de problemă. Tu ai suficientă minte în cap încât să te joci cu alt copil, dacă asta e concepția. Și în felul ăsta am trecut peste toate. Știi? Apropo de asta, Daria, tu în viața ta reală ai avut parte de acest bullying? Da, am avut și eu o experiență cu bullying-ul în clasa a noua. Ai trecut ușor peste moment? Nu ne poți povesti, da, poți povesti. Nu neapărat, a fost o formă de bullying strict verbală în cazul meu, în care
copii făceau tot felul de comentarii și glume la adresa mea, plecând de la aspectul fizic până la faptul că sunt cu un an mai mică decât ei. Eu sunt dată cu un an mai devreme la școală. Și toate aceste lucruri erau... Dar cum îți spuneau? Spune. Cum îmi spuneau? Uh-huh. Îmi spuneau scândură, față de împins tractoare, multe înjurături, s-a ajuns și la lucruri mai grave, după aceea amenințări. N-a fost o situație foarte plăcută. Dar spune-mi, te rog, după părerea ta, cartea asta și tot ce faceți voi, întregul proces de transformare socială pe care îl propuneți, va avea o finalitate sau ne batem cu morile de vânt și bullying-ul va continua forever? Bullying-ul va continua. Va continua și, dar important este cum ne poziționăm, că spuneam mai devreme dacă am avut parte. Da, toți am avut parte, dar eu sunt arțăgoasă. Pe mine tata m-a antrenat de mică. Mie spunea tata niște lucruri și eu sunt pe sistemul fight. Și îmi spune mie la liceu că eu sunt țărancă, așa, și da, că sunt de la 1 decembrie, scrie pe buletin. Adică e un fapt. Bine, și face și arte marțiale, nu e bine să... Asta, să ne... Să faci bullying cu ea. Niște detalii. Nu e bine să faci... Nu prea bine să te pui cu ea. Da, ce le fac la repetiții, mâine avem spectacol la ora 18, e sold out. Da, se vinde foarte bine spectacolul și ne bucurăm pentru asta. Vă mulțumim. E prima, dar eu sunt actrița teatrului de la 18 ani jumate și nu am veleități de regizor sau de să scriu scenarii, dar am făcut treaba asta și m-au chemat și să fac regie și impactul publicului l-am avut la vizionare și la premieră, al primul spectacol, când a fost și prietena noastră Daniela Nane, care m-a felicitat, i-a plăcut foarte mult raportul de forțe dintre personaje, felul în care l-am dus și în zona asta ușor cu umor, pentru că asta spuneam, trebuie să-i dai omului cu lingurița și trebuie să-i dai și glumă, adică există, dacă le iei cu umor, lucrurile sunt altfel. Sigur tu gândește-te că fetița se validează prin rechizite. Adică cele pe care... Ce-i spui creionului? Pe tine te-am ascuțit? Ce zici când te ridici acolo din pat? Te-am ascuțit? Voi ar trebui să fii supărați pe mine. Pe tine când eram nervoasă, te-am ascuțit. Aha. Practic, toate frustrările pe care le acumula în mediul școlar, le defula pe toate rechizitele ei. Mai și departe. Ce spune Rebecca? Că de aici, Rebecca? Deci relația, de exemplu, o fată la școală se poziționează în funcție de cum este văzută de celelalte fete. Uh-huh. Și tara ei, problema este cu Rebecca, pentru că pe ea nu trebuie să o vadă Rebecca, pentru că dacă observă, dacă nu e invizibilă... M-am dus. S-a terminat. Îi zice cum pot să pun să spună o bucățică ce-i spune Rebecca? Pe Rebecca. De foarte tare. Cum o imis pe Rebecca? Și se aprinde un spot așa când vorbește cu colega Maria. Aprinde așa în dreapta, cam unde sunteți acum dumneavoastră. Auzi? Tu, fetițo, tu ești în clasă cu mine? Nici nu te-am observat. Dacă eu nu te-am observat, înseamnă că nu existi. Și dacă nu existi pentru mine, nu existi pentru nimeni. Asta e Rebecca. Exact. Și cred că toți am avut o astfel de Rebecca prin avut o Rebecca prin. Și ea e fata mea, e copilul meu în spectacol. Și este și eleva mea. Eu am fost la Waldorf, unde ea este elevă, 3 săptămâni la epoca de teatru, în câte 2 ani. Și acolo vom veni la teatru fără îndoială. Până atunci însă, încă o dată, concursul nostru se năpustește asupra noastră, pentru că al doilea cuvânt este... Bine! Bine am făcut că am vorbit despre subiectele astea. Ce au premiu? N-ai cum ar fi. Mai e nevoie de un cuvânt și după aceea lasă că rămâi aici până diseară să aplice și numai bine venim noi la teatru. Să rămână, mulțumim din suflet. Mulțumim frumos pentru invitație. Carmen, să mergi să vezi piesa, te rog. Ai citit scenariul? Ce frumos ești îmbrăcată, Carmen. Să văd piesa, dar eu e mai greu acum cu deplasarea cu nu știu ce, dar la surioara mea mă duc. Hai ce să fac. Evident. Carmen a ținut speech-ul de deschidere la lansarea cărții. Și vreau să spun că a vorbit așa de frumos că eu cred că a vorbit despre altcineva. A vorbit despre tine. Mulțumim încă o dată foarte mult. Vă mulțumim și pe curând. Și noi.